primul rând de o provocare, să vedem ce facem noi ca personalități și ca caractere. Al doilea rând, dorința de a descoperi ceva nou, de a te lovi de inexplicabil sau ceva de genul. Da. Tu ești șoferul? Da, eu sunt unicul șofer deocamdată. Sper să fim cel puțin doi, că 3 din 4 au permis. Sper să fim doi șoferi, da. Da, unul din 3 conduce. Trebuie să mai spun ceva? Pentru mine, Mongorale, ce e? Cum ai venit în cap? 7 săptămâni, nu voi munci. Asta e foarte mare realizare. 7 săptămâni să mă duc, nu știu, undeva unde n-am mai fost, spunem așa, și să văd lumea altfel. Așa cred eu că e lumea altfel decât rutina de zi cu zi. Da, asta e. În primul rând, călătoria asta e o nebunie și cum noi suntem toți nebuni, e tocmai numai bine pentru noi. Și e ce ne dorim cu adevărat să facem și o să facem. Și ultima întrebare, care-i treaba cu butoiul? Băi, butoiul a fost o idee așa, spun, băi, în primul rând pentru bagaj, da. Nu, inițial a fost pentru vin, dar după aia am zis că, băi, nu-i chiar serios, hai să punem bagaj acum. Ok, și după aia a fost, băi, dacă tot aveau să avem sponsor, butoiul îl pregătim doar pentru sponsor și așteptăm sponsor. Așteptăm sponsor, așteptăm. Da.